Aș vrea să începem discuția într-un registru mai personal, cu ce amintire ați rămas din acea vară a lui 2012. Eu vă mărturisesc că am rămas cu sentimentul unei groaznice neputințe. Cum ați trăit acele zile? Așa cum am și scris de alminteri, am avut sentimentul că mi-a căzut tavanul în cap. Bun, ceva cam echivalent, când îți cade tavanul în cap, este și o neputință, fiindcă nu ai ce să faci, nu te poți opune. Deci, într-adevăr, am avut impresia că se întâmplă ceva cu totul neobișnuit, cu totul greu de explicat, chiar în termenii României și în termenii obișnuiți ai politicii românești, care n-a strălucit prin prea multă democrație, prea mult liberalism sau alte lucruri de-astea. Și totuși a fost ceva care a depășit normele, să spunem așa, nescrise de până atunci. Ați avut, dar totuși vă așteptați la... Nu. Nu mă așteptam să întâmple așa ceva. Sigur că retrospectiv ne-am dat cu tot seama că exista un interes în a face aceste lucruri, dar nu mă așteptam să aibă așa un plan pus la punct, țineți minte, cu etapele bine preparate, ca să poată demite și pe avocatul poporului și pe președinții camerelor. Tot a început pe 27 aprilie, când a căzut guvernul. A, bine, nu vorbesc despre asta. Bun, aia... După aceea... Vorbesc despre efectiv de evenimente întâmplate de la sfârșitul lui, de la începutul lui iulie, parcă, sau așa ceva, nu? Când cred că ar mai merita amintit un eveniment imediat după căderea, după preluarea, da. Păce Ponta devine prim-ministru, da. Printre primele lucruri pe care le face este o ordonanță prin care mută... Da. Povestea cu Grajdan. Da. Nu, mută ICR-ul, da, din subordinea, da, președintele, da, în subordinea, da, Senatului. Da. Și până în ziua de astăzi și Victor Ponta și Daciana Ponta sunt neliniștiți de prezența, da, chiar. Eu am o teorie. Eu am o teorie, am și scris ceva despre asta. Am o teorie pe care mi-am format-o discutând cu câțiva, pare absurd. Pentru că ICR-ul ar fi fost ultimul lucru care să-i preocupe pe ei totuși în momentul preluării puterii, când ar fi trebuit să aibă cu totul alte griji. Mai ales că era o instituție care chiar funcționa foarte bine. Erau însă obsedați de influența pe care ar putea o avea ICR-ul și oamenii legați de ICR în străinătate, prin institutele, filialele, institutele din străinătate, prin jurnaliști, jurnaliști străini, și tocmai pentru că la un moment dat s-au gândit să facă o acțiune în forță împotriva, sigur, președintelui și împotriva altor instituții, aveau nevoie să fie convinși că acolo va fi liniște, că nu vor avea de întâmpinat imediat niște reacții în străinătate. Până la urmă, reacții tot au fost, pentru că ele vin pe alte linii, pe alte canale. Însă ei aveau această obsesie, o au și în continuare, și sunt convins că ei cred, și poate o să o scrie undeva în memoriile cuiva, dacă să vă scrie, sunt convins și acum că li s-a jucat o fasă, că li s-a jucat un cum să spune, au fost prinși într-o cursă din pricina mașinațiilor oamenilor de la ICR. Deci o supraevaluare uriașă, de fapt, a puterii unor intelectuali, unor oameni legați de unor jurnaliști și așa mai departe. Dar iată și astăzi prezența acestor intelectuali destul, da, de firavă, și totuși reacțiile, da, sunt disproporționate. Nu știu cum să vă spun. Pe de-o parte mă îngrijorează, pe de-o parte mă bucur. Și chiar aș vrea să-i fac să creadă că într-un fel au dreptate, deși n-au. Cum să vă spun? Faptul că îi sperie existența intelectualilor critici, ceea ce n-a trebuit într-un regim democratic normal,
Nu e un lucru care să te preocupe. Trebuie să te preocupe soarta economiei, eventual partidele de opoziție, sindicatele, știu și alte lucruri. Dar câteva mici grupușoare de intelectuali fără putere n-ar trebui să te preocupe. Dar faptul că îi preocupă, ceea ce e o moștenire comunistă, arată felul în care gândesc acești oameni și obsesiile lor conspiraționiste, în general, pe care le au. Mai țineți minte, nou guvern USL își dorea atât de tare puterea încât a dorit să elimine de pe listele electorale cetățenii români care trăiesc în străinătate. Bun, asta e, când au făcut referendumul. Da, da. E aceeași tip de teamă, poate, de ceea ce ar putea să intre în... Da, este o... Bun. Aici sigur că se poate spune că aveau temeiuri mai precise, pentru că la toate alegerile, fie prezidențiale, fie parlamentare care avuseseră loc în trecut, românii din străinătate care votaseră, pentru că marea majoritate nu votează, deci românii din străinătate care votaseră, votaseră cu partidele de dreapta, în special cu PDL, cu Băsescu. Ei știau lucrul ăsta și au vrut să-l prevină într-un anume fel cu ajutorul poveștii cu listele și cu manipularea lor. Și ar fi reușit, și trebuie să o spunem că aici a contat într-o anume măsură și faptul că domnul Rus, atunci, dacă țineți minte, și mai era cineva, Dobre parcă, s-au trezit și n-au vrut să meargă. Au celebra poveste cu grupul infracțional organizat și cu nu vreau să-mi petrec bătrânețile în pușcărie. Lucrurile astea se uită și n-a trebuit să se uite, pentru că ele sunt importante. Ele au blocat în acel moment încercarea asta de a reface listele electorale. Pe urmă, vă mai amintiți că voiau să facă un fel de mini, le venise în cap să facă un mini referendum. O chestie complet absurdă, cum poți să faci un mini-referendum ca să-i numere pe românii care sunt în țară, ceea ce e cu neputință. Dar de scrisoarea exact cu două zile înainte de referendum, intelectual ca Stelian Tănase sau da, scrisoarea, au trimis o scrisoare... Nu știu, dau două zile sau mai mult puțin, în fine, n-are importanță. Cred că pe 27, nu știu, da. Mă rog, puțin înainte de referendum, da. E o scrisoare care a fost semnată de multă lume, vreau să spun, de intelectuali cu prestigiu, rușinoasă, foarte rușinoasă. Eu am păstrat această scrisoare și am dat-o cu semnăturile respective într-o carte a mea de articole apărută anul trecut, tocmai pentru ca să rămână acolo, la anexe, să rămână, să fie ușor de găsit. Oamenii ăștia, sigur, nu au mai zis nimic de atunci, nu s-au mai exprimat, nu vorbesc de cei care au intrat în, ca domnul Stelian Tănase, care au intrat în pâine, dar cei care nu au avut nicio legătură, nu știm ce mai cred și dacă ar mai semna. Sau mai țineți minte expresia lui Victor Ponta cu biata doamnă Reding? Care... Da, biata doamnă Reding. Reding, da. Da. Bine, s-au spus foarte multe. Ponta atunci a juca pe două planuri. Se arăta foarte mieros și cu minte când se ducea la Bruxelles și devenea agresiv și plin de el suficient când venea în țară. Dar ceea ce este de-a dreptul fascinant este să-l vezi pe domnul Antonescu, care atunci era cel mai agresiv dintre toți. De fapt, eu cred că el, de fapt, împreună cu Voiculescu, probabil, au avut ideea suspendării, pentru că el era singurul căruia, într-adevăr, asta îi convenea foarte mult. Se vede de ce. Era singurul mod de a-și securiza
poziția de candidat USL și practic să devină președinte la sfârșitul anului 2012. Voiculescu sigur avea și alte planuri legate de corupție, de pușcărie, dar e clar că Antonescu a fost pionul principal, nebunul, sau cum să-i spunem, vehiculul. Acum a fost întrebat și a zis, da, am făcut unele greșeli, acum și-a dat seama în momentul când a văzut că pierde, în fiecare zi mai pierde, nu știu câte mii de votanți potențiali, acum și-a dat seama. Este jalnic, jalnic. Să vorbim și despre cartea dumneavoastră pentru care vara lui 2012 a constituit pretextul scrierii. E o carte pesimistă? Da, într-un fel e pesimistă. Un pesimism moderat, să zicem așa, cu o anumită convingere că e preferabil să fim ceva mai pesimiști decât prea optimiști. Pentru că optimismul exagerat în unele chestiuni ne face să nu mai avem vigilență, ne face lipsiți de vigilență. Și atunci cădem lesne pradă canasierelor, prădătorilor, care ne vor gâtui dacă au posibilitatea. Cum spun eu aici, avem vise de zi, adică vise făcute cu ochii deschiși, care ne închipuim tot felul de lucruri frumoase care s-ar putea întâmpla și chiar credem în ele și se întâmplă de multe ori chiar să se și realizeze în parte, în epoci mai liniștite, mai calme. Dar vine un moment când vom fi poate pedepsiți pentru aceste vise și atunci ar fi bine să fim mai vigilenți, să ne uităm în jur și să știm că libertatea, despre ea vorbesc, este foarte ușor de pierdut sau, în orice caz, de pervertit, de distrus. Nu există un portret al celor care atacă libertatea în carte, nici ei sunt totdeauna ei, ceilalți, și noi înșine ne înșelăm, dar sunt... Păi nu există un portret, pentru că noi înșine suntem aceia. Ce vreau să spun? Vreau să spun că natura noastră profundă, aceea a animalului gregar din noi, care suntem noi în cea mai mare parte, noi suntem cei care atacăm. Noi nu suntem diferiți. Vreau să spun, în mod fundamental, noi nu suntem diferiți de cei care în mod actual, la un moment dat, atacă libertatea într-un caz sau altul. Există în noi toți un element profund și foarte bine, uneori ascuns, eu vorbesc uneori despre metaforic, despre fiara cu multe capete, despre animalul gregar, despre masă, despre multe alte lucruri, dar toate de fapt reprezintă acest element. Deci noi ne apărăm libertatea nu de o forță exterioară nouă, ci de noi înșine în fapt. Și putem cădea, bineînțeles, și aici în tot felul de erori, fie putem să credem că alte valori sunt superioare, cum ar fi egalitatea, fie putem să înecăm libertatea în alte valori și așa mai departe. Dar dacă libertatea nu se supune unei raționalizări, nu urmează o raționalitate istorică, nu putem spune că societatea sau omenirea avansează în direcția libertății, dacă nu există cuceriri definitive ale libertății, cum vom recunoaște că suntem liberi? Dacă nici ca aspirație, nici ca predispoziție, libertatea nu ține
de natura umană. Teza mea este într-adevăr că libertatea diversele ei expresii este o formațiune recentă, ca să zic așa, filogenetic. Că ea apare rar, apare de fapt în antichitate o singură dată, în Grecia, pe urmă se reia cu greu în câteva țări nordice, în Olanda, în Anglia, și greu se dezvoltă și e tot timpul foarte amenințată. Cum recunoaștem că suntem liberi? Recunoaștem că suntem liberi pentru că ne dăm seama că e ceva cu noi altfel decât cu restul ființelor, dar trebuie să avem mare grijă să nu ne auto-înșelăm, pentru că și asta se poate foarte ușor. Sunt foarte mulți oameni care au sentimentul că sunt liberi, dar privesc de fapt umbra libertății, nu libertatea autentică. Tocmai asta e paradoxul. Și eu încerc să spun lucrul ăsta. Nu pot să definesc libertatea, nu vreau să o definesc, nu sunt convins nici măcar că ar putea fi definită. Știu că există din când în când și că trebuie apărată, dar nu-mi cereți să precizez. Tocmai asta e ideea. Dacă am putea să știm, clarificăm lucrurile astea, să știm când e, ce e, cum e, ar fi cu totul altceva, ar fi simplu. În momentul ăsta, care vi se pare cel mai important pericol pentru democrație și pentru libertate în România? Aici ar fi bine de spus, pentru a lămuri lucrurile, că deși noi vorbim despre democrație și libertate ca și când ar fi sinonime, ele nu sunt. Și teoria politică încă din antichitate a făcut o mare distinție între ele. Democrație înseamnă totuși puterea poporului, adică o majoritate care decide. Ea poate să decidă în spiritul libertății și în interesul libertății, sau poate să decidă invers, în spirit împotriva libertății. Și adeseori asta s-a și întâmplat. Asta enervează foarte mult pe unii oameni care nu pot să înțeleagă și nu vor să înțeleagă că poporul sau votul majoritar dat de popor, de națiune, nu sunt prin sine absolute și de necontestat. Pot fi extrem de contestabil. Și avem cazul tot timpul. Poftim în Crimea acum, am văzut ce poate să facă o masă îndoctrinată și care este pusă să voteze într-un anume fel. Deci trebuie să distingem între cele două. Adeseori, apărătorii libertății au luptat împotriva democrației, iar democrații au luptat împotriva libertății. S-a făcut la un moment dat o coaliție, o alianță între cele două, dar ea este destul de nesigură. Iată, acum avem alegerile europarlamentare, alegerile europene, și vedem foarte mulți care ne spun Parlamentul European, sau mă rog, Uniunea Europeană nu e democratică, nu e destul de democratică, pentru că, să spunem, nu acceptă toate viziunile, toate tendințele, anumite partide nu pot să se exprime, cetățenii nu pot să se exprime cu totul, sigur, asta e o problemă, e o problemă a reprezentării. Dar nu înseamnă că întotdeauna cetățenii bine reprezentați, cum vor fi mai bine, că vor fi multe partide acum în Parlamentul European, vor aduce un spor de libertate și vor aduce un spor de eficiență în conducerea Uniunii Europene sau a statelor europene.